când mergi la antrenamente, simți că îți lipsește energia, oboseala apare prea repede, iar rezultatele din concursuri nu sunt cele așteptate? Fie că faci sport la nivel profesionist sau doar ca hobby, poate te-ai confruntat cu momente când stagnezi și orice ai face, nu reușești să ieși de această perioadă lipsită de progres. Indiferent de nivelul la care te afli, poți să treci prin astfel de situații de cumpănă care te descurajează și te seacă de motivație. Cauzele pot fi numeroase, atât fizice cât și mentale. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video mi-am propus să-ți dau câteva sugestii ca să depășești cu bine aceste situații. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Iată ce poți face. Variază antrenamentele. Dacă la acest moment ai un program relativ monoton de antrenamente, variază-le, însă fără a te supra-antrena. Concentrează-te și pe calitate, nu doar pe cantitate, respectiv volum. Încearcă exerciții sau sporturi alternative, înot, alergare, cycling, aerobic, yoga, dans. Un antrenor personal îți poate propune exerciții special concepute pentru obiectivele tale, pornind de la forma ta fizică actuală și celelalte caracteristici proprii. Fiindu-ți alături pe parcursul antrenamentelor, te va ajuta să-ți îmbunătățești tehnica și metodele de executare, astfel încât să obții maximum de beneficii într-un timp cât mai scurt. Sistemele inteligente de antrenament, precum antrenamentul izoinerțial, te ajută să economisești timp și îți permit o creștere a forței și rezistenței, concomitent cu reducerea riscului de accidentare. Regândește-ți obiectivele. Sportivii sunt recunoscuți pentru determinare și dedicare, însă uneori își stabilesc obiective multe și excesiv de ambițioase. Poate vrei să-ți îmbunătățești performanța într-un timp prea scurt sau planurile tale nu țin cont de timpul pe care îl ai la dispoziție, de programul tău în afara sportului ori de forma fizică. O idee este să stabilești 1-2 obiective mai importante și alte 2-3 mai mici și mai ușor de atins. Dacă ești sportiv de anduranță, pe lângă un personal vezi răsunător, ai putea lua în calcul ca obiective, de exemplu să te hidratezi, să te alimentezi mai bine pe parcursul cursei. Ședințele de consiliere psihologică te pot ajuta să-ți adaptezi obiectivele sau să stabilești unele mai realiste. Sub îndrumarea unui specialist, poți explora cauzele stagnării pentru a vedea dacă au și o componentă psihologică pe care o poți adresa alături de acesta. Apelează și la un nutriționist sportiv. S-ar putea ca lipsa de energie să-și aibă sursa și în dietă. Un nutriționist sportiv îți poate recomanda analize și evaluări pe baza cărora îți va propune soluții de îmbunătățire a alimentației și hidratării în viața de zi cu zi și în antrenamente sau competiții. Vei primi un plan personalizat, adecvat nevoilor tale nutriționale și, dacă este cazul, recomandări de suplimente alimentare. Nu există o dietă universală potrivită tuturor sportivilor, așa că e important să afli ce ți se potrivește ție, pornind de la o bază științifică și un raport optim de carbohidrați, proteine și grăsimi. Nu uita de odihnă și refacere. Am mai spus-o, odihna este o parte din antrenament. Somnul este cea mai simplă și la îndemână metodă de refacere după efort, așa că e bine să te asiguri că nu ai restanțe la acest capitol. Altfel, riști mai multe accidentări și oboseala se acumulează rapid. Pe lângă odihnă, metodele moderne de refacere post-efort sunt binevenite în perioadele încărcate. Ele stimulează circulația sângelui, sunt relaxante și elimină durerile și tensiunea, ajutând inclusiv la îmbunătățirea tonusului muscular. Aceste metode pot fi cold compression, drenaj limfatic, masajul oscilatorului profund, terapie percutorie și electrostimulare. Încetinește ritmul. Dacă te simți tot mai obosit încercând să împaci sportul cu familia, copiii, viața socială și eventual un job full-time, alege să încetinești ritmul. Dacă lucrezi, ține cont de perioadele mai aglomerate de la muncă, atunci când îți alegi competițiile la care vrei să participi și să obții rezultate bune. Nu stabili un concurs important imediat după perioada încărcată profesional, deoarece s-ar putea să-ți lipsească timpul și energia pentru antrenamente. Nu-ți vei ieși definitiv și irevocabil din formă dacă faci o pauză sau reduci numărul antrenamentelor. Această strategie îți poate fi de folos mai ales dacă te supra-antrenezi. Iată câteva dintre simptomele și semnele supra-solicitării sportive. Senzația permanentă de oboseală și lipsa de energie, scăderea performanței, insomnie, imunitate scăzută, probleme de concentrare, iritabilitate, stres, anxietate, pierderea motivației. Perioadele de stagnare în sport cu rezultate mai slabe sunt greu de ocolit. Nu uita însă de restul lucrurilor bune pe care le aduce sportul în viața ta. O comunitate, prieteni, ocazia de a petrece timp în natură, sentimentul de libertate, un corp puternic. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.